Salut, eu sunt Andrei și bine v-am găsit la un nou vlog. Ei bine, acum vă voi arăta o super chestie, după cum ați văzut și în titlu, cred că v-ați întrebat, cum adică privire robotică? Adică o vedere mai bună, mai excelentă, așa. Ei bine, eu am o... aici o chestie, o sticlă transparentă roșie, prin care dacă o pui așa, vezi totul roșu, că e sticlă roșie. Și acum am aici un program cu care pot să desenez, am o suprafață albă și selectez aici și desenez acum să fac așa un fundal albastru. Așa. Ok, ok, până îl umplem. Așa, l-am umplut de albastru. Iar acum vom selecta un alt albastru care pare la fel, identic cu ăsta, și micșorăm dimensiunea și hai să desenăm, să facem chiar o măzgăleală aiurea, așa. Să vedem. Ok, nu se observă cu ochiul liber, nici camera nu vede, nici cu ochiul liber nu vezi. Iar cu ăsta poți vedea. Ia uite, nu se vede nimic, iar acum punem ăsta și se vede un pic mâzgăleala. Chiar se vede, ia uitați. Stați așa. Uitați, dacă puneți ăsta, chiar se vede un mâzgăleal acolo. Pentru că nuanțele de albastru sunt diferite. Doar că e o diferență atât de mică încât nu putem observa cu ochiul liber. Dar cu ăsta micu poți să vezi diferența. Super, nu? Ei bine, cred că mai aveți și voi sticle roșii transparente și un program de desenat pe tabletă. Ăsta pur și simplu este din sistem programul. Și dacă vreți și voi puteți face acest experiment, este super și e ca un fel de cerneală invizibilă așa. Ei bine, cam atât cu acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, share, subscribe. La revedere!